Se spune că în vremurile de demult, pe când legendele încă încercau să facă parte din viața omului, iar omul însuși accepta să fie parte dintr-o lume în care nu totul putea fi explicat, undeva în voile din împăduritele creste ale munților Locvei, în apropierea râului Nera, se afla un loc misterios de care multă lume știa, dar puțini oameni se avântau pe acolo. Povestea noastră spune că o zi care nu se deosebea cu nimic de celelalte, avea să fie una foarte specială pentru un cioban care își dusese caprele în acele locuri. Iarba era de un verde crud și părea a fi locul perfect pentru păscutul caprelor. Apa râului era aproape pentru adăpat, iar umbra copacilor era perfectă pentru un pic de odihnă în acea zi călduroasă. În apropiere era un lac de o culoare neobișnuită. Părea o imensă piatră de topaz uitată în mijlocul unei păduri. Suprafața apei era brăzdată doar de peștii captivi în lac. După cum spuneam la început, părea o zi obișnuită. Nici măcar agitatele ape ale Nerei nu puteau prevesti nenorocirea ce urma să se întâmple. Este timpul să fac un foc și să mă odihnesc, se gândi ciobanul, în timp ce caprele se adunaseră la umbră împrejurul lui. Frumoase locuri am găsit, dar cine știe ce creaturi uitate de Dumnezeu or să lășlui prin aceste părți. Nu bine terminase gândul când deodată în spatele lui aude o voce care îi spune: "Tinere domn păstor al acestor frumoase capre, de multă vreme colind aceste locuri și dor îmi era să văd față de om. Îți propun un târg. Iată acest pește pe care l-am prins în lacul de lângă noi. Sunt tare flămând și de-mi vei prăji peștele în așa fel încât să nu se curbeze de la căldură, mari bogății voi aduce peste tine." Curios cine-i vorbește, ciobanul se întoarce și rămâne uimit de omul venit de nicăieri și care îi cere să-i facă de mâncare. Ciobanul se învoiește și îi spune: "Bunule om, alte bogății nu-mi trebuiesc, această turmă de capre sunt averea mea și îmi ajunge. Îți voi prăji peștele după cum voiești, dar și tu trebuie să-mi faci pe plac. Iată, îți voi da una dintre caprele mele să o frigi și să ne ospătăm împărătește, cu o singură condiție. Trebuie să ai grijă ca în timp ce se prăjește iedul să nu deschidă gura." Cei doi au căzut la înțelegere. Străinul i-a dat peștele ciobanului, iar ciobanul i-a dat cel mai bun ied. Ciobanul știa că provocarea nu este una ușoară. Dacă ar fi pus peștele direct pe jar, acesta s-ar fi curbat de la căldură. I-a venit o idee strălucită. A luat o bucată de lemn și a înfipt-o de-a lungul peștelui. A pus peștele pe jar, iar mirarea străinului a fost mare. Peștele a fost prăjit fără să se curbeze. Acum era rândul străinului să prăjească iedul. S-a gândit că are și el nevoie de un șiretlic care să-l ajute să prăjească iedul fără ca acesta să-și deschidă gura. Astfel, străinul a început să rupă coaja de pe copaci, gândind că ar putea lega gura strâns ca aceasta să rămână închisă. Astfel a așezat iedul pe proțap deasupra focului și îl întorcea încet ca să se prăjească bine. Ideea părea să fie una bună, la început, pentru că pe măsură ce focul ajungea la bucățile de scoarță de copac, acestea au început să se usuce și să plesnească. De îndată ce au căzut, gura iedului de pe proțap s-a deschis larg. Văzând că a fost păcălit de către cioban, străinul fugi repede să se ascundă în lacul din care a ieșit. Abia în acest moment ciobanul și-a dat seama că străinul nu era un simplu om, ci era un drac trimis să îl ispitească. "Aaa, tu mi-erai drace," spuse ciobanul, grăbindu-se să ducă turma de capre înspre casă.